După scurta hibernare, urșii, căutând mâncare, au pornit spre o stupină dintr-o zonă subalpină. Dar în stupi, să vezi durere, nu era un gram de miere. Cei bătrâni cu influență au ținut sfat de urgență și, adunând apoi tot natul, au citit comunicatul. Azi s-a hotărât în plen ca din lipsă de polen albinele lucrătoare să plece peste hotare să muncească la străini ca să avem faguri plini. Am și eu o întrebare. Dacă nu-i polenizare, nu se rupe lanțul trofic, comentă un urs distrofic, încât la noi prin livezi niciun fruct n-o să mai vezi? Mare pagubă în ciuperci. Azi livezile sunt terci și nu-i chip de revenire, știți voi. Greaua moștenire, îi răspunse ursul brun, sprijinit de un gorun. Fructe cu un mic efort o să aducem din import să avem pentru fiecare. Stai jos! Altă întrebare. Dar cu trântorii din stup, ce o să facem? Căci la stup nu-i putem băga pe toți. Ei, în primul rând, nu-s hoți ca să fie pedepsiți. Plus că trebuie hrăniți și îngrijiți cum se cuvine. Iar din mierea de albine ce-mi revine natural, nu cedez niciun pocal. Martinel, nu fi cretin, i-a zis ursul carpatin celui care din prostie amintea de pușcărie. Nu îi închidem nicăieri, îi luăm consilieri sau îi angajăm băiete, trântor șefi la cabinete. El așa vorbe cu tâlc, ursulețul tăcumâlc și, deși nu avea școală, a deprins și o morală. Când mulțimea te votează și deții toată puterea, nici măcar nu mai contează cum și cine face mierea. Ha! Interesantă fabulă de Ilie Bâtcă, albinele și urșii. Mulțumesc, domnule Bâtcă, pentru această poezie.